Campion în România cu Dinamo și în Ucraina cu șahtiorul lui Mircea Lucescu, Bărcăuan s-a făcut agricultor la ferma nașului Nețoiu. Mai bine șef la fermă decât în fotbalul din care nu mai înțelege nimic. Acolo este țara mea. E spus în câmp și își face treaba foarte, foarte bine. Bărcăuan se pricepe la utilaje. Fostul fotbalist are grijă ca cele 2500 de hectare de teren de la cetate să arate impecabil. Nașul Nețoiu l-a pus șef peste ferma de lângă Calafat. Și stocurile la tot ceea ce înseamnă cereale, pesticide, erbicide. Bărcăuan se ocupă și de parcul fotovoltaic. Soția și cele două fete trăiesc în Grecia, la Salonic. Sunt unele momente în viață când trebuie să faci de sacrificii. Bărcăuan ar putea antrena oricând în prima ligă. În Grecia am început cu antrenamentul prin ligile inferioare, mi-am luat și licența pro. Oltenii și dinamoviștii pentru care el a jucat s-au împărțit în mai multe echipe. Nu știu care e echipa la care am jucat, a cam scăzut calitatea. Pe Borcea îl vede înapoi la Dinamo, nu și pe nașul Nețoiu. Și dânsul suferă pentru ce s-a întâmplat la Dinamo. Bărcăuan a fost antrenat de Mircea Lucescu la Șahtior și a avut ca adversar pe Ronaldinho, Messi, Adriano și Eto. Să mai joc un meci de Champions League sau să joc un meci pentru echipa națională. Aș da orice.